Shakespeare, 11 ani, trăiesc într-un oraș înfiorător de provincie, din comitatul Warwick, în Anglia Centrală. E un băiat vioi, nu-i place să studieze latina și adoră spectacole. Visează să devină actor. John Shakespeare. Tatăl lui William, marochinier și comerciant de articole din piele. Marochinier? Comerciant marochinier. Face parte din Consiliul Municipal din Stratford și a fost chiar și aprod. Mary Arden Shakespeare, mama lui William, face parte din una dintre cele mai vechi familii din comitat. E o femeie robustă și hotărâtă, însă nu lipsită de blândețe. Gilbert Shakespeare, 9 ani, fratele lui William, timid, fios, dar foarte atașat de fratele său. Joan Shakespeare, 7 ani, sora lui William, isteață și energică, pare mai mare decât este, o ajută pe mama ei să aibă grijă de copiii mai mici, Anne, de 4 ani, și Richard, de 1 an. Așa. Tristan, 18 ani, actor, acrobat prestidigitator italian. Un tânăr plăcut la vedere, face parte dintr-o companie de actori ad hoc care străbate întreaga Europa dând spectacole. Elizabeta I, regina Angliei, sub domnia ei, Anglia cunoaște o perioadă strălucitoare, de o inteligență ascuțită, curtă și ambițioasă. Îi plac spectacolele și omagiile aduse la supușii ei. Nu se va căsători niciodată. Lord Robert Dudley, un conte de Leicester, proprietar al castelului Kenilworth, bărbat frumos și elegant, este favoritul reginei, apreciază și încurajează cultura, deși preferă vânătoarea și sporturile la modă. Richard Burbag, prieten cu William, actor și acționar la compania Lordului Chamberlain, proprietar al teatre, primul teatru public în aer liber construit la Londra.